Hitul Despacito, cu aproape 4 miliarde de vizualizări pe internet, are acum și o variantă bihoreană. Violonistul Vlad Lung s-a adaptat preferințelor publicului și cântă nebunește această melodie la vioară cu goarnă, un instrument specific zonei sale. Și trebuie să recunoaștem, sună foarte bine. Obișnuit cu nunțile și petrecerile private, Vlad s-a adaptat pieței și a combinat cel mai mare hit din ultimele luni cu un instrument tradițional, vioara cu goarnă. Am fost bătut la cap de niște prieteni de-a mei. Nu faci după melodia asta, uite câte vizualizări are, e hit. La Despacito i-am făcut cei drept mai multe variante, i-am făcut și cu vioara electrică și cu vioara cu goarnă. Bihorenii au fost foarte fascinați, auzind vioara cu goarnă pe Despacito, le-a plăcut foarte mult. Despacito de Bihor a ajuns la aproape 16.000 de vizualizări pe YouTube, așa că violonistul a încercat și altele. I-am început după o melodie cunoscută, care cred că o știe toată lumea, cântă cucu. Am continuat și cu melodii străine, gen Enrique Iglesias. Am zis să fac și de la noi din țară, am făcut de la Smiley, de la Delia, de la Paraziții. Am reușit să fac până acum 90 de melodii filmate și am adunat 1 milion de vizualizări pe canalul meu de YouTube. Pentru Vlad Lung, niciun gen muzical nu are secrete și melodia Delii Rămâi cu bine și-a găsit locul în repertoriul tânărului violonist. Așteptăm să mai apară vreun hit și îi dăm bătaie. Nu stăm, sărim pe el. Vlad vrea acum mai mult de atât. Își dorește studioul lui, unde să se ocupe și de muzica tradițională.